Bună seara, dragi prieteni ai sportului la Metropola TV, Sport Arena la zi, basket în această seară, așteptat, evident, după frumoasa performanță a echipei CSU Voluntari, câștigătoare a Cupei României, trofeu care, iată, este aici în studioul Metropola TV, alături de doi reprezentanți importanței câștigătoarei Cupei României. Este vorba de Dan Ioan, antrenor secund. Bună seara, Dan, bine ai venit la Metropola TV. Bună seara și bine v-am găsit. Iar lângă mine este unul dintre jucătorii importanți care au contribuit la cucerirea acestui trofeu, Dani Popescu. Te salutăm, Dani, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Aș putea începe cu o glumă, dar după prezentarea celor doi invitați, mergem la radio pentru a vorbi cu Narcis Drejan, colegul nostru de la Sport Total FM, după care voi pune în practică ceea ce discutasem puțin mai devreme cu cei doi invitații mei. Mergem la radio, te salutăm, Narcis, bună seara! Bună seara, bună seara Ionel și bine te-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final aici la Radio la Sport Total FM și evident îi salut pe invitații tăi din studioul Metropola TV. Așadar, auziți un pic din Metropola în următoarele minute și evident ne auzim și la Radio la Sport Total FM. Avem foarte, foarte multe subiecte și astăzi la această oră. Pentru cei care se mai uită la fotbalul din Liga a doua din România, se joacă Chiajna cu Petrolul. Uite, aseară am avut o discuție foarte interesantă chiar cu omul care stă în spatele performanței de la CSU Voluntari. Este vorba despre Ionuț Georgescu. Ne spunea că, iată, un proiect care a început, a debutat în urmă cu 10 ani și ușor, ușor au apărut și rezultatele. Exact ce discutam, făcusem așa o comparație cu ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. E adevărat că suntem foarte departe, păstrăm proporții, dar până la urmă, dacă vrei să performezi, e bine să te uiți la cei mai buni. Și dădeam câteva exemple de niște cărți din lumea basketului american, câteva documentare. De foarte, foarte curând a apărut un documentar absolut excepțional, Last Chance U, Basketball, pe Netflix, evident că toată lumea cred că este ancorată astăzi la celebra platformă de streaming. Nu mai aducem în discuție mult prea cunoscutul Last Dance. E bine, în această discuție pe care am avut cu Ionuț Georgescu ne-am dat seama și la fel îi spuneam și noi că și în România se poate dacă ai un pic de răbdare. Un pic de răbdare nu înseamnă un an, nu înseamnă 3 ani. Iată, abia după 10 ani, când pui toate bazele, încep să vină și trofeele. Și într-adevăr este o performanță absolut fantastică pentru echipa de basket masculin CSU Voluntari. Trecând la ce vom mai dezbate în această seară, la Radio la Sport Total FM, evident vorbim și despre celebrul caz al lui Magaie Ngheie de la Dinamo, un fotbalist care probabil trebuia să fie dat afară de când a fost văzut în piscină. Cu siguranță nu consuma nici langoș cu zahăr, cu siguranță prafurile alea nu erau nici liniuțe de, să spunem, de cale ferată, erau liniuțe de nici de bicarbonat. Dacă ai fost bicarbonat, cu siguranță l-ai văzut făcând mai urât decât atunci când a tras niște cocaină. Despre situația de la Dinamo, despre rămânerea lui Gerigane și evident despre Europa League și Champions League, pentru că în această seară avem și meciul vedetă din Europa League, Manchester United cu AC Milan. Sunt foarte, foarte multe, foarte multe partide. Iarăși să-i spunem la mulți ani astăzi lui Loți Belloni, omul care l-a debutat în fotbal mare pe Cristiano Ronaldo. El spune că n-are niciun merit în condițiile în care orice alt antrenor ar fi debutat pe Cristiano Ronaldo, poate nu la 16, ci la 17 ani sau la 18 ani, cine știe, acum depinde. E posibil ca un alt antrenor din România, și știm foarte multe nume, ar fi spus că nu, Cristiano Ronaldo nu este fotbalist. Am avut atâția jucători veniți foarte tineri în România cu super calități, dar care n-au rămas pentru că tehnicienii români în autosuficiența lor au spus că nu, domne, că nu sunt buni. Mi-amintesc că aici la Viorel Chizo, când l-a avut pe Oden Vinghi, și Oden Vinghi după aceea a ajuns superstar în Premier League, după o probă dată la Pandurie Târgu Jiu. Cam așa arată situația în sportul românesc, nu doar în fotbal. Eu, Ionel, acum în momentul de față te las, evident, cu invitații tăi, îți doresc emisiune ușoară și evident rămâneți pe Metropola TV și cu o ureche la Sport Total FM.
Ne întoarcem în studioul Metropola TV, dragi prieteni, vă spuneam, invitați de seamă din lumea basketului în această seară. CSU Voluntari a câștigat Cupa României. Dani Ioan, antrenor secund, și Dani Popescu, unul dintre cei mai importanți jucători. Și glumeam puțin, Dan, ca să începem cu tine, puțin mai devreme spuneai acel refren atât de plăcut: 1, 2, 3, 4, Cupa și campionatul. Da, acum, așa este. Nu, n-aș vrea să pun prea mare presiune sau să creez prea multe așteptări pentru echipa noastră sezonul acesta, dar avem o echipă bună. Avem o echipă bună în acest sezon și consider că dacă vom rămâne uniți și lipsiți, mai ales lipsiți de accidentări, consider că avem o șansă foarte bună să ne luptăm pentru titlu. Dani a ridicat cupa deasupra capului. Cum a fost acel moment? Pentru că, iată, începem cu finalul fericit, înainte de a trece în revistă acest drum atât de plăcut, sinuos însă, până când ai câștigat acest trofeu atât de frumos. De-a dreptul, mind-blowing. A fost o bucurie de nedescris în cuvinte. Foarte greu să... Abia acum digerăm toate sentimentele pe care le-am trăit în această perioadă. Și vorbeam cu Dan mai devreme, au trecut aproape 9 ani de când am avut șansa să particip la primul Final Four de Cupa României, unde am câștigat o cupă, au urmat două finale cu Piteștiul. Au urmat două finale pierdute și cumva îmi doream din suflet să mai am șansa să mai pot să ridic încă o dată un trofeu. Iată că s-a întâmplat asta cu CSU Voluntari. Eu glumeam, dragi prieteni, când i-am întâmpinat aici la Metropola TV pe invitații noștri și credeam că amândoi sunt jucători. După cum arată, tocmai de aceea întrebam pe Dan Ioan: de ce așa de vreme te-ai retras de pe teren, unde cu siguranță mai puteai să aduci fapte bune, și ai trecut în această lume a antrenorilor, Dan? Consider că aduc mai multe fapte bune în lumea antrenorilor decât aș fi putut să aduc ca și jucător. De-aia am și făcut acest pas, fiindcă ajunsesem la un plafon peste care nu puteam să trec și de care eu personal nu eram mulțumit. Iată că după al patrulea an, cred că este al patrulea an de ca și antrenor secund în Liga Națională la nivel de seniori, vine și primul trofeu și sunt extrem de bucuros pe plan personal că am reușit să câștig, să fiu parte dintr-o echipă câștigătoare. Da, Dani, tu deja ești obișnuit cu trofele, deși a fost această distanță, nu? Legată de Cupa României, 9 ani care ai așteptat din nou un trofeu, iată-l venind acum la CSU Voluntari. Mă bucură foarte tare acest lucru. În urmă cu 3 ani jumătate, când am primit un telefon de la Alin Șipă și Virgil Căruțașu să mă alătur acestui proiect, am discutat cu agentul meu și am hotărât să urmăm această cale, deși la momentul acela toată lumea vedea ca pe un pas în spate. Tu veneai de la ce echipă? Atunci veneam de la Târgu Mureș. Care era o forță în acel moment sau era o echipă bine cotată în basketul? O echipă bine cotată, într-adevăr. Însă, după 3 ani jumate, suntem în fața dumneavoastră cu o cupă câștigată și ne bucurăm tare mult că am reușit să punem voluntariul pe harta basketului românesc. Și evident că nu ne oprim aici, Dani, nu? În acest context, performanțele, victoriile cer victorii în continuare, nu, Dan? Așa este, așa este. Dar după cum am spus mai devreme, suntem o echipă nou formată. Practic, de anul trecut au rămas Dani, au rămas Tudor Gârbea, Cezar Stănescu și Dejan Borovniac, 4 jucători, urmând ca lotul să fie completat cu alți 8. Chimia oarecum a avut de suferit între băieți la începutul sezonului, dar ușor au început să se înțeleagă mai bine și consider că nu am ajuns încă în acel punct în care să putem spune că se simt într-adevăr 100% unul pe altul pe teren. Da, hai să ne spună Dani, un jucător experimentat, important în echipa CSU Voluntari la acest moment, de credeai, Dani, când s-a făcut această schimbare oarecum, poate normală la basketul de înaltă performanță, cu jucătorii veniți acum, în vară, doar 4 rămași, a fost un pas mai rapid decât se preconiza? Cumva, având în vedere că în vară la echipă a venit GM ca Ionuț Georgescu cu experiență mare în basketul românesc, care este câștigător de trofee și a demonstrat peste tot unde a fost că aduce plus valoare, cu un staff nou, Dan este rămas de anul trecut. Continuitate cu Dan. Între noi avem un antrenor principal tânăr de anul ăsta și da, toată deviza sau acest motto al nostru de anul ăsta este să urcăm, să urcăm cât de mult putem în campionat și se vede că suntem pe drumul cel bun momentan. Se spune, Dan Ioan, că pașii mici sunt cei mai siguri, nu? În orice disciplină sportivă, noi vorbim acum de basket și mă gândesc cu claritate că atunci când ați plecat la Cluj, în Apoca, pentru turneul final al Cupei României, gândul era doar la trofeu. Evident, nu putem spune niciodată atunci când plecăm spre o competiție de asemenea învergură, să-i spunem, pentru nivelul României, că
mergem acolo să fim spectatori, nu. Am plecat acolo cu gândul de a câștiga, dar am luat meciurile pas cu pas. Nu ne puteam gândi la finală fără să trecem prin sferturi și prin semifinale întâi. Sunt mai frumoase, Dani Popescu, victoriile așa la limită, cu sufletul la gură, la un coș, diferență, în ultima secundă, de afară așa pare, cred că din teren, e mult mai dificil. Credeți-vă pe cuvânt, orice victorie este frumoasă, indiferent la ce distanță. Într-adevăr, a fost o săptămână nebună pentru noi. Dacă cineva se aștepta la acest deznodământ, nu știu ce să vă zic exact. La fel cum zicea și coach mai devreme, am mers la Cluj cu dorința de a câștiga, ne-am focusat pe primul meci, iar restul au venit de la sine. Dan Ioan, mi se pare mie, care trebuie să recunosc, nu sunt chiar așa un mare specialist în basket, că lupta în campionat, ca și în Cupa României de altfel, este una foarte echilibrată. Nivelul primelor 5-6 echipe din campionatul românesc este destul de apropiat, nu? Așa este. Și am putut vedea lucrul acesta în primul rând la Cluj și la rezultatele meciurilor de acolo. În prima rundă, cea a sferturilor de finală, noi am câștigat la un punct. După urmă, Steaua cu Craiova au jucat două reprize de prelungire. Cluj cu Sibiu, o repriză de prelungire. Steaua și Timișoara a fost meci de o posesie, de 3 puncte, parcă. Deci, exact de acolo se poate vedea această cum să spun eu, această luptă pentru play-off și pentru semifinale care urmează să se dea în continuare. Dani Popescu, sunt competiții diferite. Campionat, cupă, tratarea lor de către echipă este de asemenea în mod diferit, adică la cupă joci într-un anumit mod, pregătești tehnico-tactic într-o altă partitură sau e cam la fel ca și în campionat? Evident că victoria contează. Cred că abordarea este aceeași, pregătim meciurile la fel, cupă-campionat. Cred că singura diferență este, fiind o competiție eliminatorie, contează foarte mult forma de moment. Nu ai pași greșiți, nu poți să faci pași greșiți, nu ai dreptul la eroare. Pe când în campionat ai un play-off care se dispută în 5 meciuri, dacă ai noroc să ajungi acolo sau nu, este cumva diferit. Aici se joacă totul sau nimic în Cupa României. Emoția, Dan Ioan, este la fel și în teren și pe bancă? Sau cred că pe bancă trăiești mai altfel? Acolo pe teren ești angrenat, primești mingea, te uiți la coleg, arunci la coș, pe margine? Nu, într-adevăr, din postura de antrenor sunt altfel de emoții, aș putea spune. Atunci când ești jucător, ai un plan tactic stabilit de antrenor, trebuie să intri în teren și știi că trebuie să urmezi acel plan tactic, că o fi planul A, planul B, planul C, depinde de situație, dar atunci când ești antrenor, este fix invers. Trebuie să te gândești la mult mai multe opțiuni și să poți să reacționezi foarte repede, pentru că basketul este un joc destul de rapid și dacă ai pierdut fracțiunea aceea de secundă în care trebuie să reacționezi și să schimbi ceva, poți să pierzi meciul. De pe banca tehnică ne întoarcem, dragi prieteni, în teren și Dani Popescu, vroiam să-l întreb cum este în teren. Ești focusat foarte mult pe ceea ce ai de făcut, nu? Pe partitura ta pe care ți-o alocă antrenorul. Mai puțin pe margine, acum din păcate și nici în tribune nu poți să te uiți foarte mult pentru că nu sunt fani. A contat foarte mult și acest aspect pentru că foarte probabil, nu, s-ar fi derulat o finală de Cupa României, un întreg turneu, în condiții absolut spectaculoase la Cluj-Napoca, într-o sală superbă. Clar este un impediment lipsa publicului pentru că mai mult sau mai puțin pentru asta jucăm. Feedback-ul pe care ne-l luăm din cealaltă parte este infinit. Cum antrenorii noștri și tot staff-ul a punctat de-a lungul turneului, a fost foarte important ca noi să stăm uniți ca echipă. Toată energia de care aveam nevoie ne-am luat-o din interiorul grupului. Acum nu mai avem nevoie de alte motivări din exterior. Nu mai există public, nu mai există nimic altceva. Știe pentru ce este acolo. A apărut Dan mai ușor în finală, oarecum, decât până acolo. Victorie așa pe muchie de cuțit la limită, dar parcă finala a adus un joc mai liniștitor, așa, adică ca și scor, măcar. Deși adversarul, clar, nu, Dan Ioan, era cel mai puternic dintre toți întâlniți. Adversarul era cel mai puternic, fiindcă Oradea este de 3 ori campioană în ultimele 4 sau 5 sezoane. De 5 ori în Cupa României exact. Finalistă. De 5 ori în Cupa României finalistă, dar cumva meciul acela a început cel mai dificil dintre toate, fiindcă n-am reușit să marcăm în primul sfert. Tot Oradea a fost cea care a reușit să marcheze primele 2 puncte în cel de-al doilea sfert, iar apoi omul finalei, Marcu Badiu, a reușit să ne dea așa o gură proaspătă de oxigen cu acea aruncare de 3 din colț. Și de acolo băieții s-au descătușat. Au văzut că trebuie să aibă încredere. Că se poate și că trebuie pur și simplu să aibă mai multă încredere în ei, să joace la adevărata lor valoare și să scape de acest trac cu care cred că ei au intrat în teren în această finală. Dani Popescu, în cariera ta importantă, ne spuneai puțin mai devreme cam la ce echipă ai jucat și la ce nivel, nu cred că ai întâlnit vreodată ca în primul sfert
echipa la care tu activai să nu marcheze nici măcar un punct. S-a întâmplat acum, culmea, chiar în finala Cupei României, dar până la urmă deznodământul a fost cel așteptat. Chiar discutam cu colegii noștri că ar trebui să ne uităm în cărțile de istorie mult în spate când s-a mai întâmplat o astfel de performanță. În schimb, ne-am permis să facem și o glumă. Am zis că le-am dat celor o șansă să joace. Să creadă că pot la trofeu. Da. Au fost niște minute complicate la începutul meciului pentru noi, însă tot ce ne doream era să vedem prima minge intrând în coș, ca să exact cum a durat ceva vreme, mai devreme. Da, a durat ceva vreme, însă cred că a meritat. Da. Mă, și gândeam, Dan Ioan, că de acum încolo glumind puțin evident, forțând așa lucrurile, în meciurile importante în finale, propunem ca acest voluntar să piardă primul sfert. Chiar nu. Nu, nu. Am preferat să nu se întâmple asta și să nu mai avem parte de astfel de începuturi mai slabe de partidă. Din punct de vedere ofensiv, fiindcă defensiv, eu consider că am făcut o treabă bună. Scorul de 16-0 este un scor, o diferență de 16 puncte până la urmă, dar dacă am face un pic de matematică, Oradea, dacă ar fi înscris 16 puncte în fiecare sfert, ar fi terminat meciul cu 64 de puncte. Au terminat cu 65. Da, au depășit deci, plafonul. Au depășit plafonul, dar defensiv noi am făcut o treabă excelentă. Ce ați făcut voi, Dani Popescu, la acel moment când ați pornit în actul 2? Jucătorii, de unde a venit așa un imbold? Adică ce ați discutat în momentele alea de pauză pentru a o lua de la capăt și a surmonta acest handicap care părea, sincer, greu de recuperat? Un mare merit în asta l-are și staful tehnic, care tot timpul ne-a încurajat, ne-a spus să nu ne pierdem încrederea în noi. Știam că va veni momentul în care vom putea să performăm la adevărata noastră valoare, iar când pe tabelă am văzut din ce în ce mai mult acea distanță tăindu-se, am zis că avem o șansă reală să câștigăm acest trofeu. Cred că așa se vedea și de pe banca tehnică, nu, Dan Ioan? Pe măsură ce aceste cărți se micșora, echipa intra în ritmul așteptat, chiar dacă după primul sfert, încrederea revenea clar la ea acasă. Da, a fost pur și simplu vorba, exact cum a spus Dani, de a vedea acea primă minge intrată în coș. Pe urmă, lucrurile, dacă pot spune așa, au revenit pe un făgaș normal, iar noi în 28-29 de minute am reușit să marcăm 72 de puncte. Ceea ce ne-a adus victoria. Din nou, țin să-l felicit pe Marcu, pe Badiu, omul finalei. El ne-a deschis scorul și tot el a reușit și ultimul coș. Da, iată ce întâmplări din astea, Dani Popescu, în viața unui jucător care rămân clar întipărite pentru tot restul carierei, cum spunem noi la sport, depus în ramă, nu? Absolut, ne-am bucurat tare întregul lot pentru Marcu. Ne-a ajutat enorm acest turneu, iar exact cum a punctat Dan mai devreme, a deschis scorul și a închis tabela. Mai plăcut de atâta nu cred că putea să aibă. Deci e depus în ramă acest eveniment. Exact, exact. Alături de cupă. Da, da, da. Dar în lotul CSU voluntari sunt? Cred că nu. Dar totuși trebuie să te întreb, Dan, jucători care nu făcuseră până acum cunoștință cu vreun trofeu la lotul pe care îl are echipa? Nu cred, nu? Sunt și câțiva jucători. Cei mai tineri, cei mai tineri, dar vorbim despre un lot experimentat. Exact. Un lot care poate este, poate câțiva jucători sunt lipsiți de trofee, dar acei jucători au jucat la un nivel înalt și au experiența unor meciuri cu miză. A contat, Dani, și faptul că în campionat, la voluntari, CSO câștiga în fața Oradei, chiar dacă, iată, a pornit în meci cu acest mare handicap, pe care cred că iubitorii de basket, cei care sunt foarte familiarizați, îl vedeau nerecuperabil, sincer, acum. Între două echipe, oarecum de valori apropiate, o diferență după primul sfert de 16 puncte părea greu de recuperat. Cum vorbeați mai devreme de nivelul campionatului și de valorile apropiate, faptul că am reușit să obținem victorii atât în campionat cât și în meciurile de pregătire în fața tuturor adversarilor care au participat la Cupa României, clar era un plus pentru noi, acest aspect. Da, și victoria din campionat clar a contribuit. În rest, o finală e cu totul altceva, e un meci aparte. N-a mai contat absolut niciun rezultat din spate, a trebuit doar să mergem și să performăm. Chiar și în aceste condiții în care ați plecat așa de modest la drum. Absolut. Dan, sunt foarte curios, care a fost primul tău gest după ce s-a fluierat finalul? Ce ai făcut? Ai alergat după trofeu? Pe cine ai luat în brațe? Ce nu, s-a întâmplat? Mai ți-aduci aminte? Sigur. După ce, țin minte că m-am ridicat de pe bancă exact cu două secunde înainte să se termine meciul, fiindcă vedeam că mingea se îndreaptă spre Marcu și el urmează să dea coș și erau deja 5 puncte. Am țipat, e gata, ceva de genul ăsta, după care ne-am felicitat, Sasha Oțocolici, antrenorul principal, și cu mine ne-am felicitat.
mai apoi mergând să dăm mâna cu staful tehnic al echipei din Oradea. Da, contează, Dani, și faptul că antrenorul Sașa Okociolici este obișnuit cu basketul românesc, adică dacă venea un antrenor acum, chiar dacă lotul este valoros, care nu avea cunoștințe despre basketul românesc, adică nu l-a trăit la fața locului, contează mult la echipă, din punctul de vedere al unui jucător atât de experimentat ca tine, și acest lucru? Absolut. Sașa are o experiență atât ca jucător cât și ca antrenor în România și cu siguranță acest aspect a ajutat. Cunoscând mai bine campionatul și adversarii, clar este un plus pentru noi treaba asta. Dan Ioan, cum se vede campionatul în acest context, fără fanii, cu pandemia asta, ca și nivel calitativ, tehnico-tactic, față de edițiile trecute, tu care ești omul cu cifrele, cu tactica, cu traseele, cum se vede acest campionat? Din cauza acestei pandemii, suntem obligați să jucăm turnee de câte două meciuri în zile consecutive. Evident că cine se adaptează mai ușor la acest program va fi echipa care va reuși să aibă rezultate mai bune. Din punctul nostru de vedere al antrenorilor, este greu să pregătim al doilea meci, dacă putem spune așa. Iau cazul ultimului turneu de la Voluntari, unde din păcate n-am reușit să câștigăm niciun meci. Am avut ca adversari Sibiul și Piteștiul. Cu Sibiul am pierdut în ultima secundă printr-o recuperare ofensivă la un punct, iar cu Piteștiul am avut a doua zi meciul în mână și puteam să-l câștigăm, dar din nefericire l-am pierdut. Și parcă tot la limită, dacă nu greșesc. Exact. A fost o noapte grea, cea după primul meci și cu Sibiu. Sunt convins că niciunul dintre băieți nu s-a culcat mai devreme de 3-4 dimineața, fiindcă adrenalina și, pot să spun, și chiar și o mică frustrare. Sunt convins că era un mintea tuturor. Iar apoi a doua zi fizic, chiar dacă am fost prezenți la meci, cred că încărcătura psihologică zilei de dinainte a fost cea care ne-a făcut să nu fim atât de concentrați spre finalul partidei cu Pitești și să o pierdem din nou. Deci cred că asta este cuvântul cheie pentru anul acesta, adaptarea pur și simplu la noul normal sau normalul de deocamdată, să spunem așa, că despre lipsa fanilor afectează pe toată lumea. Da, Dani, ce vreau să spun, aceste turnee cred că vă aduc într-un fel împreună pe voi, jucătorii de top din România, nu? Știam și de la Ionuș Georgescu că a spus cazați cu toții în același loc și probabil vă întâlniți înaintea meciurilor, discutați, analizați, că în general, în special jucătorii români, de calitate, vă știți destul de bine, nu? Absolut. Cu acest format petrecem foarte mult timp împreună, atât ca și echipă, cât și cu oponenții, însă avem cumva programe diferite. Orele de antrenament sunt diferite, orele de meci sunt diferite. Ne intersectăm destul de rar, dar atunci când o facem, petrecem 10-15 minute schimbând impresii și păreri. Drum cu autocarul, Dan Ion, de la Cluj-Napoca la Voluntari, cu trofeul în mașină, a fost mai dificil de parcurs, cred, drumul de întoarcere. Drumul de întoarcere a fost dificil pentru domnul Gabi. Domnul Gabi este șoferul nostru, da? Care a trebuit să între ghilimele așa, să ne suporte bucuria și urarele, dar și el era la fel de bucuros ca și noi. Trebuia să-i dăm niște căști de exact, exact. În schimb, el era singurul care era la muncă în acel drum. Exact, noi am muncit până atunci. Dar a fost un drum foarte, foarte frumos. Băieții au cântat, s-au bucurat, l-au felicitat pe Marcu, s-au felicitat între ei, au făcut diferite filmulețe, clipuri, video foarte amuzante, mă rog. Nu toate se pot difuza aici, da, la televiziune, dar a fost un drum vesel, să-i spunem așa, și băieții chiar îl meritau. Da, cum a fost, Dani, drumul de întoarcere? Trofeul cred că s-a mutat de la un jucător la altul, bapă la stat, bapă la domn șofer. Oricum, era în siguranță acolo, că la vreo oprire să nu cumva să fie atentat cineva la trofeu. Tocmai de aia, drumul de întoarcere a fost un pic mai lung, să avem cumva grijă de trofeu, să-l ducem în siguranță. Să facem poze, să trimitem acasă. Da, exact. A fost o petrecere, o întreagă bucurie, un moment de descătușare pentru noi. Am scăpat de acea presiune, de acest moment și atunci am putut să ne bucurăm de ce am realizat, de fapt. Da, că exact, spuneai puțin mai devreme că abia după ce ai câștigat cupa, ai văzut exact în ce înseamnă, ai simțit la un anumit interval acolo după meci și toată lumea bucuroasă, dar după aceea parcă pe drumul de întoarcere simți, stai domnule, că am luat trofeul, adică am făcut o performanță extraordinară pentru echipa noastră. Atât de multe sentimente te inundă în acele momente încât nu prea îți dai seama de toate.
de toate. Stăteam în autocar cu colegii și la un moment dat s-a făcut, nu știu, o liniște vreo 10 minute, când fiecare pur și simplu a stat și a absorbit tot ce se întâmplă. Toată bucuria, toate emoțiile acestui trofeu. Da, ne aducem aminte că țineam legătura mea cu omul autorizat, cu Ionuș Georgescu, și spunea dimineața când ați ajuns: domnilor, sunt mort, sunt obosit, nu mai răspund la telefoane, câteva ore trebuie să ne și odihnim și noi. Dar acum vorbim cu antrenorul secund, Dan Ioan. Euforia a trecut, Dan, băieții din nou la treabă. Categoric. Mâine începem antrenamentele, fiindcă marți, miercuri și vineri avem meci. Săptămâna viitoare avem meciuri. Marți cu Steaua, miercuri cu UBT Cluj-Napoca și vineri cu Atletic Constanța. Începe deci returul în campionat. Da, din nou la treabă, Dani. Gata cu petrecerea, gata cu petrecerea. Cu această bucurie normală, de altfel, dar evenimentele următoare vin repede și din nou la treabă. O să avem timp în vară să sărbătorim. Vin turneele, începe returul pentru noi, care este destul de important. Organizăm următorul turneu este pe teren propriu și ne dorim să continuăm pe acest parcurs pe care l-am început. Păi victoriile, Dan Ioan, victoriile trebuie să aducă victorii. Chiar dacă vorbim de Cupa României, chiar dacă vorbim de campionat, și este evident acum, Dan, că toată lumea, având această Cupa României în portofoliu, în palmares, în vitrină, toată lumea așteaptă o continuare cel puțin la același nivel. Este adevărat, așteptările sunt mai mari acum de la noi. Cumva băieții vor avea și un moral mai bun pentru ceea ce urmează, fiindcă urmează un program destul de încărcat. Începând de săptămâna viitoare va fi cât un turneu în fiecare săptămână. Avem o singură pauză în săptămâna a șasea, iar după aceea imediat începe play-off-ul. Încep sferturile de finală din campionat. Deci, dar numai puțin, Dan, pentru că avem, sigur, o personalitate din basketul masculin românesc, domnul Horia Pon, chiar președintele Federației de Specialitate, îi spune bună seara, iar domnul lui vrea să vă adreseze câteva cuvinte frumoase, meritate de altfel. Vă salutăm, bună seara, domnule președinte. Bună seara, mulțumesc de invitație. Da, chiar mă bucur că sunt în direct cu dumneavoastră și aveți doi dintre artizanii acestei mari victorii a echipei din voluntari. Îi salut și pe Dan Ioan și pe Dani Popescu și vreau să-i felicit pentru această mare performanță, atât prin prisma faptului că au câștigat un trofeu important al basketului românesc, cât și prin puterea de a reveni de la un dezastros 18-0, în final să se poată impune și să-și apropie Cupa României. Domnule Păun, dumneavoastră urmăresc cu atenție ceea ce se întâmplă din postura de președinte al Federației Române de Basket, dar realist acum, după cum debutase partida, vă mai gândeați totuși la acest deznodământ? Am avut trei contradictorii la început. Acel zero interminabil, nu se mai modifica tabela de marcaj în dreptul echipei din voluntari, mă frământa și cumva am spus că denotă o notă de neseriozitate, cam așa am. Dar în momentul în care echipa din voluntari a dat adunarea și s-au regrupat, să știți că m-am gândit că se poate întâmpla o surpriză, mai ales că, dacă mă gândesc bine, cred că la pauză era 30-23, nu era o diferență mare, rămăseseră 7 puncte, dar este într-adevăr, nu știu, cred că e o premieră, cel puțin în basketul românesc, la nivel de seniori, eu n-am auzit de o asemenea răsturnare de situație, de la un neverosimil 16-0 după sfertul 1, o echipă să revină și să câștige chiar în finala unei competiții atât de importante. Domnule Păun, vorbeam și cu cei doi invitații ai noștri, Dan Ioan și Dani Popescu. Lupta în campionat pare una extrem de strânsă și cred că președinte al Federației nu vă puteți decât bucura că sunt 5 sau poate 6 echipe, nu? Care au pretenții justificate în acest moment în lupta pentru șefie. Am avut un exemplu foarte concret acum în acest Final Eight al Cupei României. Am avut 8 echipe, rezultatele au fost extrem de apropiate, meciuri care s-au terminat în prelungiri, meciuri care s-au terminat cu victoria unei echipe la una sau două posesii. Asta ne dovedește că jucăm într-o competiție apropiată valoric. Echipele sunt bine construite și, mai mult decât atât,
Cred că acest COVID își va spune cuvântul, echipele trebuie să stea departe de acest virus, să se protejeze și cred că echipele care vor reuși să se protejeze și să-și țină echipierii sănătoși vor avea câștig de cauză la final. Au venit cei doi invitați, domnule Horia Păun, cu trofeul. Toți colegii mei de aici, de la Metropola TV, au apreciat acuratețea trofeului pe care l-au adus la voluntari invitații noștri din această seară, Dan Ion și Dani Popescu. Da, fiind o competiție, a doua competiție ca valoare din România, am încercat să oferim o amintire frumoasă tuturor celor care au pus umărul la câștigarea acestui trofeu și sunt convins că echipa din voluntari nu se va opri aici, iar în anii viitori, de ce nu și în sezonul acesta, pot să vină cu surprize frumoase, o echipă bună, un amestec de sportivi tineri cu sportivi cu experiență, au și niște jucători străini de calitate și cred că pot să se exprime și să joace un basket frumos și plăcut ochiului. Domnule Păun, mulțumim foarte mult pentru prezența la Metropola TV. Vă așteptăm într-o după-amiază aici în studio alături de noi pentru a discuta despre basketul românesc. Mulțumim pentru prezență în această seară. Și eu vă mulțumesc. Seară bună. Emisiune plăcută. La revedere. Salam. Da, ne întoarcem. Iată, felicitări și la nivel înalt. Cu siguranță le-ați primit și la club. Cei care vă conduc, cu siguranță, au primit din partea Federației Române de Basket aceste aprecieri. Iată că și de aici, de la vârful federației, vine această idee că CSU Voluntar s-ar putea să mai producă, Dan Ioan, o surpriză mare la finele campionatului. Nu știu dacă ar mai fi surpriză. Cred că, după câștigarea acestei cupe, cred că lumea oarecum începe să ne ia mai în serios decât am fost luați până acum. E mai bine sau mai rău, Dan Ioan, totuși? Vom vedea după rezultat. E mai bine. Eu cred că e mai bine. Asta. Exact. Da, spunea și domnul președinte Horia Păun despre acest mix de jucători tineri români și internațional cunoscuți din străinătate. Pentru voi ca jucători, în special cei care au o mare experiență, Dani Popescu, te acomodezi ușor cu cei care vin din străinătate, oameni cunoscuți. Cei mai tineri probabil că mai au timp așa să învețe câte ceva, dar voi cei experimentați cred că vă acomodați destul de repede. Vorbim aceeași limbă basketbalistică. Exact, cu asta voiam să încep, că vorbim cam aceeași limbă basketbalistică. În schimb, sunt niște profesioniști desăvârșiți și nu avem neapărat nevoie de foarte mult timp decât doar să ne omogenizăm, cum punctat și Dan mai devreme. Să știm fiecare ce tendințe are, unde trebuie să primească mingea, care sunt punctele forte, care sunt punctele slabe și să construim. Cred că e dificil, dar plăcut în același timp și pentru antrenori. Când lucrezi, Dan Ioan, cu jucători cu mare experiență, nu? Care au trecut prin campionate puternice și, din fericire, cu rezultate bune. Ca antrenor te mai poți consulta și cu un astfel de jucător. Dau un exemplu, nu știu, Vlad Moldoveanu. Categoric. Sunt discuții constructive, fără doar și poate. Bineînțeles. Și iar aportul jucătorilor din teren este unul pe care noi punem foarte mare preț. Fiindcă, până la urmă, ei sunt în teren și ei pot înțelege mai bine anumite lucruri pe care noi poate nu le vedem. Da, jucătorul Dani Popescu este rolul principal în orice disciplină sportivă. Trebuie să înțelegem asta, să acceptăm. În jurul lui ne vârtim cu toții ceilalți, dar jucătorul, nu, este factorul determinant. Jucătorul este factorul determinant pentru că el ia deciziile și este pe teren. În schimb, în spatele ceea ce se vede pe teren este o muncă titanică. Și râdeam la Cluj că pe Dan l-am văzut foarte puțin în hotel, pentru că el era tot timpul ocupat cu video. Îl vedeam tot timpul cu ochii umflați, tot timpul nedormit. Dar munca pe care o fac ei în spate ne ajută pe noi să performăm și ei ne produc toate uneltele de care avem noi nevoie să excelăm. Da, dacă jucătorul Dan Ioan își vede de treabă, coordonat evident de banca tehnică, acolo este foarte mult de lucru și cred că este foarte important, nu? La fiecare staff, fiecare om știe ce are de făcut. Se completează foarte, foarte bine și probabil că de-aia sunt și căutați oameni ca și tine, nu? Colaborarea într-un staff tehnic este esențială. Pornind de la manager, pornind de la director tehnic, de la președinte, până la noi antrenorii, continuând cu preparatorii fizici, cu kinetoterapeuții, cu masorii, este, din punctul meu de vedere, este esențială o colaborare cât mai strânsă, iar, exact cum a spus și dumneavoastră, fiecare să știe ce are de făcut. Iar rezultatele vin și din urma acestei colaborări bune.
Da, tocmai de aceea să caută oameni compatibili, nu? Pentru că și la nivel de staff, dacă nu împarți poate aceeași filozofie, nu, ca antrenor, durează ceva vreme până când te familiarizezi. Ori probabil asta se vede și în prestația echipei și în rezultate, nu? Categoric, categoric. Nu neapărat împărțitul aceleași filozofii, cât fiind pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește pregătirea, în ceea ce privește tactica și tot așa. Fiindcă antrenorii pot avea diferite filozofii, dar basketul practic e același. Trebuie să bagi mingea în coș. Aceeași limbă vorbim, exact. Basketbalistică. Trebuie să bagi mingea în coș și cam despre asta e vorba. Da, și la basket, cum este față de alte discipline? Cel care marchează, atrage, nu? Și aici, privirile. Bine, în funcție și de locul din teren, de poziția pe care o ocupi. Dar cel care marchează, exact spunea Dan mai devreme, Marco Badiu, el a atras toate privirile în finală pentru că a fost cel care a adus cele mai multe puncte și a adus acel reviriment de care era mare nevoie. Și bine meritate, de altfel. Marco cu prisosință merită toate acoladele pe care i s-au acordat mai devreme. În schimb, având un lot destul de omogen și competitiv cu clară valoare, reușim ca de la meci la meci să nu depindem de un singur jucător. Iese la rampă mereu altcineva. Da. Și atunci noi vom juca întotdeauna pentru cel care are o zi mai bună în ziua respectivă. Deci la următoarea finală îl așteptăm pe Dani Popescu să fie factorul principal. Întâi să ajungem în finală, după care mai vedem. Gândim deja prea departe, nu? Exact. Dan Ioan, cel mai important meci, este cel care urmează. Exact. Ca și la basket, că deja spuneam, această euforie se stinge. Iar, Doamne ferește, un pas greșit deja zdrâncină repede lucrurile la noi, ca așa e în sportul românesc. Categoric, mai ales fiindcă noi acum suntem pe poziția a treia în clasament, dar suntem la egalitate de puncte cu alte trei formații. De asta spuneam și eu, că echilibrul este la el acasă. Este, exact, este la el acasă, iar fiecare pas greșit va conta foarte mult în stabilirea poziției din care vom pleca în play-off. Trebuie să reușim să ne clasificăm pe o poziție cât mai înaltă, undeva între primele patru, ca să putem avea avantajul terenului propriu, cel puțin în prima rundă. Da, Dani, echilibrul este mai pregnant în această ediție de campionat. Parcă în stagiunile trecute, două, trei echipe se desprindeau mai cu claritate, nu? Acum, echilibrul este la el acasă, s-au întărit și alte formații, ceea ce arată că în basketul masculin românesc, cred eu, cel puțin pe plan intern, se lucrează bine. Cred că este unul dintre cele mai echilibrate campionate din ultima vreme. Din cauza acestei pandemii și formatul schimbat al campionatului, meciuri consecutive, a făcut ca valorile să se mai apropie un pic. Înainte aveai o săptămână între meciuri ca să poți să te odihnești, să te refaci. Acum nu mai ai timp de absolut. Un ciclu normal oarecum, nu? Da, atunci. Exact. Însă sunt și părți bune, pentru că dacă cumva nu performezi de ajuns de bine și pierzi un meci, nu ai timp să stai să te gândești atât de tare încât a doua zi vine celălalt meci. Da, știm că victoria este cea mai importantă, Dan Ioan, pentru antrenor, pentru conducere, pentru jucători, pentru toată lumea. Însă ne gândim în permanență la tinerii jucători, cei care vin din urmă. Și aici este o întreagă discuție din multe puncte de vedere și te întrebăm. Cum intercalezi, cum introduci un astfel de tânăr jucător într-un angrenaj care se gândește în permanență la performanță, iar antrenorul nu este condamnat mereu să aducă rezultate? Așa este. Introducerea jucătorilor junior, să spunem, în echipele de senior este o problemă destul de delicată. Aceasta se face doar cu multă muncă. Noi, antrenorii, trebuie să lucrăm foarte, foarte mult cu jucătorii tineri, astfel încât să-i putem aduce oarecum la același nivel cu valoarea lotului dată până la urmă de jucătorii cei mai buni, care de cele mai multe ori sunt și cei mai experimentați. Iar fără antrenamente de individualizare multe, este aproape imposibil pentru un jucător de 17-18 ani să facă pasul către o echipă de divizia A de Liga Națională și să și joace. Fiindcă avem exemple de jucători tineri care doar sunt pe bancă. Da, și oricum, Dani, deci dacă nu evoluezi, degeaba te pregătești, doar prin evoluții, prin jocuri, poți crește calitativ, nu în valoare ca jucător. Cred că mai multor cluburi din România le lipsește răbdarea. Nu mai există acea pătură de mijloc care nu este presată nici să facă rezultat, să câștige campionatul, dar nici să retrogradeze. Sunt destul de multe reguli acum în campionatul românesc care sprijină tinerii din acest punct de vedere.
Norocul mare este că trăim într-o eră în care tehnologia este la cel mai înalt nivel, metodele de pregătire au evoluat și ei au cam toate informațiile de care au nevoie să performeze, de fapt. Tu îți mai aduci aminte, ca tânăr jucător, primul pas pe care l-ai făcut într-un vestiar plin cu vedete, cu jucători cunoscuți, probabil că erai destul de timid până te-ai intercalat în grup, până... Trăiam cumva niște vremuri diferite. Am avut șansa să debutez la divizia la 17 ani, la Rapid, unde era un vestiar preponderent de români. Atunci eram limitați la străini, aveam doar 3 străini. Părea oarecum mai ușor, nu? Cred că era cumva mai ușor, însă nu cred că este fair să comparăm perioadele. Da. Dar, da, ce să zic, cred că vreo jumătate de an am mers mai cu capul în pământ prin vestiarul ăla. Da, până când... Acum s-au mai schimbat, Dani, în lucrurile, probabil. Vorbim așa, în general, de disciplinele sportive. Nu mai există așa respectul ăla pe care cândva cei tineri l-aveau față de jucătorii consacrați în alte discipline. Poate că la basket acesta există în continuare și avem o lume mai dreaptă, să spunem aici. Respectul există, însă... S-a schimbat foarte mult mentalitatea celor tineri. Așa cum a zis și Dani, accesul la informații este mult mai mare, iar cei tineri de acum au infinit mai multe posibilități decât am avut noi când aveam 14-15 ani. Tocmai de aceea ei vin cu anumite încredere în ei, pe care eu cred că jucătorii tineri mai vechi nu au avut atunci când veneau într-un vestiar de divizia. Ne întoarcem, dacă îmi dai voie, Dani, așa la meniul acestei serii de Cupa României. Cred că s-a putut bea și o bere, probabil, nu? Chiar dacă regimul este foarte drastic, foarte strâns așa, după astfel de performanță, cred că ai dreptul și la o bere. După meci, tot staff-ul și echipa am ciocnit un pahar de șampanie, ne-am bucurat de acest moment, însă, exact cum zic, subliniați mai devreme, vin meciurile peste noi și nu ne permitem să petrecem. Avem timp destul în vară, avem 2 luni libere încât putem să ne bucurăm de toate momentele. Un pahar de șampanie suficient pentru acest trofeu. Vedem la vară, dacă facem eventul, Dan Ioan, atunci o să fie altceva. Atunci va fi cu... Pune și noi presiune aici la Metropolitan. Da, exact. Este o presiune pe care noi o vom lua pe umerii noștri, iar în cazul unui event va fi o fiestă, într-adevăr o fiestă mare. Vorbim cu antrenorul Dan Ion, cred că este foarte important ca lotul să cuprindă jucători de valori apropiate, dacă se întâmplă pe parcursul disputelor, ca unul dintre oamenii de bază, 1-2, din vari motive să lipsească, să aibă cu cine fi înlocuit. Exact. Este foarte important și cred că noi asta am reușit anul acesta, să avem un nucleu de jucători de valoare care în orice moment pot intra pe teren și pot face diferența. Menționa și Dani mai devreme acest lucru, faptul că la fiecare meci apare altcineva care are o zi foarte bună în momentul respectiv și asta este un atu al echipei noastre. Probabil că uneori te miri și tu, ca jucător experimentat, când unul mai tânăr acaparează toată atenția și ajută echipa, nu? Poate că nu s-așteptau toți ca Marcu Badiu să fie erou principal al acestei finale, adică voi jucătorii cu mare experiență. Iată-l că ai ieșit la rampă exact când trebuia. Cred că cei din afara echipei probabil nu se așteptau. Noi îl vedem zilnic cum muncește la antrenament, iar având în vedere, cum subliniam mai devreme, regulile din campionat, deja nici măcar nu-i mai privim ca pe niște copii. Ei fac parte din echipa, au un rol foarte important și încercăm în fiecare zi să-i tratăm ca pe egalii noștri. Nu este nicio diferență între jucătorii tineri, jucătorii străini, jucătorii români. Cred că asta e una dintre cheile succesului pentru noi. Da, asta pare un meniu victorios, Dan Ioan, probabil, nu la orice echipă, dar cu precădere aici la CSU voluntari. Categoric. Iar, așa cum spuneați mai devreme, aproximativ toată lumea vede doar partea ofensivă, dar noi am făcut un efort defensiv foarte mare în finala cupei. Uzi Baro a avut, cred că, 1.10 recuperări. Fantastic, 3 capace. La fel Tudor Gârbea, celălalt român al nostru tânăr, a făcut un meci defensiv de excepție. Nu știu dacă a reușit să marcheze foarte multe puncte. Deci este un întreg ansamblu în spate în care fiecare știe rolul, fiecare își cunoaște clar cum să spun, statutul în teren și exact instrucțiunile clare de care are nevoie. Dar ce să spun?
am câștigat și asta este tot ce contează. La... Da, vreau să-l întreb pe Dani. Am văzut și eu acele tabele în care antrenorul explică clar ce ai de făcut. Sunt și momente, Dani Popescu, în care tu, ca jucător, ieși pe propriu acțiune, adică ieși puțin din tiparele acelea și tu simți că în momentul ăla trebuie să fac altceva și dacă iese bine, e ok. Avem libertatea necesară ca în cadrul unei acțiuni sau ce ne pregătește coach, indiferent că este Sasha, că este Dan, el ne arată ce trasee. În schimb, deciziile sunt la noi și ni le asumăm pe măsură. Îți iei o acțiune pe cont propriu, poți să o duci la capăt, nu, poți să vii pe bancă. Da, unde așteaptă celălalt coleg să intre. Se nu are foarte desprilejul. Dacă echipa merge foarte bine, nu, Dan? Schimbările sunt necesare, evident. Sunt necesare, evident, dar este o linie destul de fină între aceste aspecte, între traseele pe care noi le indicăm către jucători, dar mereu jucătorul este cel cu responsabilitate. El știe că dacă taie o anumită acțiune, își va asuma acea responsabilitate, în primul rând, față de echipă, nu neapărat față de el. Da? Și atunci el trebuie să știe că are o responsabilitate față de echipă și să încerce să finalizeze individual acea acțiune pe care el a tăiat-o cât în beneficiul echipei. Este evident, Dani Popescu, că astfel de evenimente importante în viața unei echipe de club aduc pentru jucătorii de top și convocări la echipa națională, nu? Altfel te uiți la o echipă care obține trofee, cei care se ocupă de acest segment la echipa națională. Contează foarte, foarte tare. Ne bucurăm foarte mult că la voluntari cei doi, între ghilimele, copii pe care îi avem, Marco Badiu și Tudor Gârbea, sunt componenții ai echipei naționale de seniori la momentul actual. Consider că la echipa națională trebuie să vină jucătorii de la cele mai importante cluburi din România și ne bucurăm că cu această cupă poate suntem și noi acolo. Da, Dan, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Felicitări încă o dată pentru această frumoasă victorie, dar este clar, trebuie să întărim și cu acest prilej. Continuarea este de dorit să fie cel puțin la același nivel. Da, noi ne dorim să continuăm șirul victorilor și în campionat. Urmează, după cum am spus, un parcurs dificil, săptămâni consecutive cu cel puțin două meciuri. Sperăm să fim sănătoși, să fim lipsiți de accidentări, fiindcă, așa cum am spus, noi suntem un grup unit și avem nevoie de fiecare jucător care face parte din acest ansamblu pentru a performa. Da, un jucător se simte cel mai bine pe teren. Te așteptăm din nou pe teren în scurtă vreme, nu? După această victorie importantă din Cupa României alături de colegii tăi. Dragi prieteni, suficient pentru această seară, însă vă anunțăm pe acum că mâine de la ora 17 urmează o ediție extrem de interesantă, așa că vă invităm de pe acum să fiți în fața micilor ecrane. Suficient așadar, rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM. O seară agreabilă în continuare alături de campionii de la CSU Voluntari.